apelul pe care l-am lăsat, apel către Consiliul Europei, președinție și Parlamentul Ucrainei, președinția și Parlamentul României. Comunitățile românești din Europa și din alte zone ale lumii au urmărit acțiunile pe care le-a întreprins Ucraina în perioada independenței și suveranității sale, respectării valorilor democrației europene, respectării drepturilor omului și a persoanelor aparținând minorităților naționale. Fiind cel mai mare stat vecin al patriei noastre istorice, România, Ucraina face și trebuie să facă parte nu doar din spațiul geografic european, ci și din spațiul geopolitic, economic și social-cultural. Dar declarațiile făcute până acum de oamenii politici ucraineni din diverse partide, de la cele de guvernământ la cele de opoziție, precum și de președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, privind orientarea europeană a Ucrainei, s-au dovedit a fi lipsite de o voință fermă de a da curs hotărător toleranțelor poporului ucrainean de a face parte integrantă din comunitatea europeană. Fiind la curent cu toate acestea și cu deciziile summitului de la Vilnius, parteneriatul estic, noi, participanți la cel de al 17-lea Congres al Spiritualității Românești, exprimând și voința celor circa o jumătate de milion de români din Ucraina, ne adresăm domniilor voastre cu rugămintea de a face tot posibilul pentru a depăși în cel mai scurt timp dificultățile de moment ce stau în calea semnării acordului de asociere a Ucrainei la principiile și valorile spirituale ale Europei. Participanți la cel de-al 17-lea Congres al Spiritualității Românești, 29 noiembrie. Ioane, nici pe Vasile Terezeanu, nici pe el nu l-am întrerupt. În continuare, apelul domnului Stefan Breiler din Germania.